Uitați oameni care să mă privească pe mine. Într-o bună zi, o săptămână, ceva în urmă, mi-a sunat un prieten care este cumpărător după cartel, este cumpărător de magazin, din magazinul Ușor. Aha, și spune mie, hai, el e cam bătrânel, hai cu mine și mai însoțit la oficiul teritorial de pe Grenoblea Asache, că m-a spus că să vin dacă mai am cineva și ne-a dat un cadou, un sticlă de șampanie calitativ. Am auzit, și cutie de ciocolată sau bomboare, da. Nu știu, da. Am venit noi încolo, acolo de-amă erau persoane repartizate pe toate sectoarele Chișinăului. Eu mă uit și întreb, eu nu sunt cumpărător, dumnealui a primit un ceas. Deci că la dânsul s-a terminat șampanie, cred că nici n-a mai fost șampanie, dar un ceas de reclamă al Ușor, care o tablă cu un script de al Ușor, un stil de propagandă. Electorală, da. Electorală, știți? Scrie eu, partidul Ușor, vă da, urează la Mușani, sau votat, da, sau da. Ce scrie? Am luat și eu, am luat și eu, eu am spus că eu nu sunt cumpărător. Nu, noi avem, dacă vreți, luați. Dar mi-a dat și semnăm într-o listă, într-o listă, unde erau și date confidențiale. Din buletin, da? Din buletin. Am ieșit de acolo și zic, băi Vasile. Dar noi pentru ce am semnat? Băi Vasile, dar ce am dat eu datele astea? Pe urmă, pe drum eu am luat ceasul ăsta și l-am cadonat la niște fete dintr-un magazin, erau așa bucuroase, nu-mi trebuie de la șor să mai iau de asta. Eu am venit numai pentru un prieten să-l însoțesc. El așa bucuros. Nu știu, câteva zile mă duc și mă votez pentru bolea a meu de sector și mă uit aceleași... N-ai votat, ai semnat. Am semnat, da, am semnat. De aceeași listă? Aceeași listă și zic, ia măi, ce am făcut eu? Dar ce nu te-a interesat pe versul? Când semnezi ceva, doar trebuie să te uiți la și semnezi. Nu, semnezi nu era testament. Nimic, nu era nimic. Acolo era niște liste așa, numai niște liste. Dar scris. De ce n-ai întrebat pe versul și scrie? Pe vers, nu a rămas. Ia că luați, că noi trebuie, ia că noi ne dăm dare de seamă. Știți? Am fost păcălit, dar eu, când m-am semnat la domnul Bolea, eu am povestit că ia ca așa. În luând asta în considerație, eu m-am dus la CEC și am depus plângere. Dar Bolea de la partidul Blocul acum, da? Acum, da. La partidul PAS. Da, da. Și eu m-am dus și am scris și el și am spus, dacă dumneavoastră găsiți familia mea pe, în listele lui Șor, excludeți-o. Că e excrocherie. Că este excrocherie. M-a păcălit. Da, m-a păcălit, pur și simplu. Deci e semnat de două ori și crezi că prima semnătură nu-i bună. Dar eu nu vreau să ducă eroare pe domnul Bolea. Am înțeles. Și nu am vrut eu pe o persoană care, eu, dacă știam... Și ți-a răspuns cecul sau abia nu, azi, răspuns azi ieri ai scris. Nu mi-a răspuns, dar eu am scris că pentru două semnături, al prietenul meu și eu. Dar eu vă spun sincer că eu n-am văzut un oraș. Ai, dar prietenul poate știa pentru ce semnează. El știa. Nici el nu știu, da? Nu știe nimic. Și eu zic, măi, Vasile, măi, ne-au păcălit pe doi pensionari. Băi, cât în cap avem studii și cât în practică. Uite cum el venit, uite și scheme. Un oraș, eu n-am văzut. Strângă semnături așa cabrega pe stradă. Cabrega, acum stau băieții în frig, ia că la Buicani Bolea este așa, mă este acel care a fost ambasador în Europa. Stăm frig lângă flacăra și îl lămurești, vorbești cu... Ia că asta e și agitație, să faci cunoștință cu oamenii, asta e solidar, frumos, poți să-l ajut, să ajut, să dai, cum zic, dar nu în formă așa aia, mă înțelegi? Dar tot de magazin, da. Am vorbit și cu domnica Manoli și am spus, dacă îmi păsărăbească, aveți magazine, interesați-vă, faceți un proces verbal, codul că contravențional privit. Făcut la fel, da? Da, la fel. Așa că eu am făcut peste locul ca să... Să vedem ce o să zic cecul. Da? Dacă îi pas sau nu de legalitate. Da, nu o să fie ilegalitate. De exemplu, o să fie iradiat numele meu. Dar eu spun că toate listele se poate într-așa fel. Dar asta e o problemă. Cum să faci să schimbi toți oamenii? Ia mai târziu, eu, s-a făcut, fapta s-a făcut. Dar și oamenii sunt buni, cum poate să semneze într-o listă fără ca să se uite pentru ce? Nu vin niște oameni, vai de capul lor, pensionari. Dar mă, tu nu ești vai de capul mare, tale, păi... Da, dar eu când am semnat și până ies și zic, măi Vasile, nu mă cărniți aici, dar las că eu mă îndrept, las că eu mă asta trebuie să te gândești înainte de a semna, nu după așa. Știți, așa o familie, așa parcă era pe foaie, pe o pagină. Și ai scris mata tăt, tăt ai scris și numele și anul nașterii, da? Tăt ai scris cu mâna matale. E de nouă l-am scris. Numai mata, numai și e mata ai scris, restul scris, da? Dar restul n-am scris. Deci, Oleg, îți spun sincer că eu
îl văd pe domnul Șor. Așa și la alegeri mă aștept ca să facă mahinații, cum spune. Dar oamenii cinstiți ca Brega, ca Cum și Pas și care mai este acolo, cum o critică, dar e face normal, face după lege, nu se ascunde, nu e scrocherie, nu măjește oameni, nu cadonează nimica, mă înțelegeți? Vrei, mă votez. Nu vrei, nu mă votez. Vrei, îmi dai... La fel și cu semnătura, da. Așa și semnătura. Ia că ce-am vrut să comunic. Dacă ai în rețea, va fi, eu răspund pentru acest expunere. Să vedem ce-ți zic cecul. Dacă zici că e oficială, păi bun, așa da, trebuie să facă toți care sunt victime sau smart. Eu vreau să văd, eu așa dau în judecată, dar n-am, că eu am citit codul contravențial, se vede. Pe practică electorală acolo este. Dacă fac încălcări, chenii ofițerului de urmărire... Nu, polițistul sector chiar, dar și face și spui că ai martor, verbal. Dar eu martor, că eu martor la domnul prieten meu și el la mine și odată două procese pot să fac. Mm-hmm. Mă înțelegeți? Bun. Îți doresc toate cele bune. Mulțumesc, asemenea. Gata, da?